Găsit, dragi telespectatori! Așa cum v-a obișnuit, emisiunea Viața Gorjului va aduce în prim plan subiecte care merită să le vadă orice telespectator care dorește televiziune de calitate, dorește să aibă exemple de bună practică, să scape de problemele cotidianului și să se bucure de o viață frumoasă. Și ăsta e motivul pentru care astăzi am venit la domnul Viorel Gârbaciu, directorul Școlii Populare de Artă, cu două funcții, în același timp pensionar. De ce sunteți și pensionar și director, domnule director? A, datorită unui domn extrem de enervant, domnul Timp. Da. Așa, care curge într-o nesimțire de numai. Și care v-a adus la sfârșit și care m-a adus la 65 de ani trecuți, acum și mai e un 66. Se fac 66. Sigur că da. Și 45 de ani de activitate profesională în cultură, așa cum scrie pe acest răvaș, să zic eu, pentru că faceți cultură de foarte, 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 foarte mult timp. De la ce vârstă? De când mă știu. Așa, ia să povestim, vreau, dragi telespectatori, să povestim despre viața lui Viorel Gârbaciu aici, la Școala Populară de Artă, încă în funcția de director, în curând nu o să mai fie, pentru că se tot organizează concurs pentru ocuparea postului, nimeni nu reușește să câștige acest post și domnul Gârbaciu vine de la pensie să suplinească funcția de director a Școlii Populare de Artă. Nu vine de la pensie pentru că practică imediat după pensionare, a doua zi am revenit ca interimar pe postul pe care tocmai îl părăsisem cu o zi înainte. Asta e funcție grea, cum ar spune Caragiale. Nu. Frumoasă. Frumoasă, da. Și grea. Nu comentăm acum felul în care se organizează concursul, de ce s-a organizat de mai multe ori. Nu vreau asta să vorbim, nu că ne ferim de subiect, dar nici nu asta vreau să doresc. Vorbim. Nu asta vreau să vorbim, ci despre Viorel Gârbaciu, omul de cultură, de la prima pășire pe o scenă în fața unor oameni veniți să se bucure și până în prezent și până în viitor, pentru că chiar dacă ieșiți la pensie, sunt sigură că nu veți renunța la cultură. Niciodată, pentru că a zice, pe lângă cele două elemente absolut esențiale vieții, apa și aerul, pentru mine cel de-al treilea este cultura. Foarte frumos. Și pe lângă dumneavoastră se bucură mulți alți iubitori de cultură, de ceea ce dumneavoastră ați reușit să faceți de-a lungul vieții și faceți în continuare. Cum ați pășit pe scenă? Care a fost povestea primului pas pe scenă? La ce vârstă? Și cu ce? Și de ce? Sunt de la Telești și de acolo părinții erau dascăli la școala primară din Telești de sus, într-o postură oarecum simpatică și supărătoare pentru unii, când tata era directorul școlii, mama era directorul căminului cultural și viceversa, astfel încât în primii ani de viață deja mama mă lua cu dumneai ei sau tata la căminul cultural și pe scena acelui cămin cultural care arată deplorabil la ora asta și parcă îmi dă un junghi așa în suflet. Am pășit pe scenă pentru prima oară, cu poezioare, cu cântecele. Vă amintiți ce ați cântat prima dată pe scenă în fața publicului, la o serbare? Nu mă amintesc, să fiu cinstit. Iată ce mi-amintesc cu precizie.
trecusem deja de granița Teleștiului din clasa 5-a, a trebuit să vin la Târgu Jiu, din clasa 6-a de fapt, a trebuit să vin la Târgu Jiu pentru că făceam 5 km și jumătate dus și 5 km și jumătate întors de la școala gimnazială și nu era o navetă cumplit de chinuitoare pe jos, firește, sau cu bicicleta. Nu. Și a trebuit să vin la Târgu Jiu. Venind la Târgu Jiu, m-am dus la Casa Pionierilor, încă din primul an, la Cercul de Povești, al domnului profesor. Da, da. Nu știu dacă acum e. Literatură și povești, nu. Așa, și la Cercul Regretatei doamna Jeana Șerbănescu, animator excepțional, alături de Lidia Tidiș, de titură 2 al culturii gorjene din deceniile de mijloc ale secolului trecut. E bine, și peste câțiva ani, când la rândul meu eram profesor la Casa Pionierilor, actualmente Palatul Copiilor, răsfoind prin arhive, am dat de o revistă scrisă de mână a Cercului Literar și de Povești, așa, și acolo am dat de o poezioară de două strofe semnată Viorel Gârbaciu. Ce frumos! Da. Un manuscris. Da. Nu, era revistă, însă nu erau mijloace tipografice la ora aceea, vorbim de anul 59-60. Nu erau mijloace tipografice la îndemână sau nu erau bani pentru mijloace tipografice. Mai degrabă. Și pur și simplu au scris-o frumos, foarte elegant din punct de vedere caligrafic. Au scris-o frumos, au lipit desene, sau au desenat chiar pe cutuș, chiar pe foaia revistei. Și iată, o revistă de atelier, ca să zic așa. Așadar, debutul în literatură a venit foarte devreme, la 10 ani, la 11 ani, în 59, da. Mai există revista asta scrisă de mână? Mărturisesc aici, coleacă de jenă, că atât m-a bucurat încât am luat-o. Și o mai aveți? Ca să o am în arhiva mea sentimentală. O să-l anunț pe domnul director de la Palat că ați sustras o revistuță de... Da, sigur că da. De scrisă de mână și în care dumneavoastră ați publicat pentru prima dată. Da. Ce frumos! Da, și apoi? Primăvara a venit, mugurii au învergit pe câmpia aceea cu soare, trec în șiruri lungi tractoare. Eu nu văzusem încă tractoare la Telești, vorba bine, dar era tipul de poezie comunistă, asta tip, sigur, se purta atunci. Sigur că da, și mi-amintesc că în urma poeziei colegii de clasă, toți orășeni, jet, beget, nu știu ce, așa, mi-au găsit și o poreclă, a fost primăva poreclă, Bărăgan. Dacă e cu tractoare și cu asta, sigur că da. Ei, da. Ce interesant. E, pentru mine simpatic, că suntem pline de nostalgie frumoasă și caldă. Și cât timp vi s-a spus Bărăgan? Totuși, destul de puțin, pentru că m-am reorientat către comportamentul urban, pe care cumva nu-l detesc, dar nici nu-l apreciez foarte mult, foarte rapid, destul de rapid. Eram la
la internat sau la gazde, nu contează, că am fost și la gazde și la internat și internatul era al liceului de băieți, numărul 1, Tudor Vladimirescu, actuala școală numărul 4 era școala care aparținea de liceul Tudor Vladimirescu și natural că eram cazat împreună cu elevii de la liceu. Astfel încât, că tot vorbeam la 6 ani, vrând nevrând, m-au învățat să fumez. Aoleu. Cu precizarea certă că au făcut-o ca să nu îi torn cumva. Colegii mai mari. Sigur, cei mari. Găliganii de clasa 10-a, 11-a, față de care eu eram așa un. Da. Dar ca să nu creadă telespectatorii că noi încurajăm fumatul, trebuie să spunem că v-ați lăsat până la urmă m-am de fumat lăsat, și că chiar vă pare rău că ați fumat în viață. Mm-hmm. Deci nu da, pentru că fumat. Și-a arătat efectele din plin asupra mea, din nenorocire, fumatul ăsta. Deci nu încurajăm fumatul, dragi telespectatori, este o recomandare a Consiliului Național al Audiovizualului pentru televiziune să nu recomande fumatul și băutura și e bine să mergem chiar pe exemple și să arătăm că nu e bine. Deci mă bucur că dumneavoastră spuneți că nu e bine. Și acum să continuăm povestea vieții. Cei care mă cunosc știu bine și de ce. Da. N-aș vrea să insistăm pe partea asta dureroasă a vieții și atunci să continuăm. Dar nu e dureroasă, e viața, viața e viața. Viața, e viața, da. E viața. Vreau să trăim așa cum ne-a dat Dumnezeu. Sigur. Să continuăm. Ați devenit elev de gimnaziu, ați continuat cu activitatea culturală sau numai la Tele City, cum vă place dumneavoastră să spuneți? La Tele City. Mereu greșesc. Nu, la nu, Tele nu, City, nu, cum nu, vă place nu, dumneavoastră să Doamne spuneți? Doamne ferește! Ați fost încurajat la școală în continuare de a continua sigur, activitatea? Sigur că da, cântam bine cu vocea, spuneam, cred, binișor și versuri, astfel încât am jucat și teatru la doamna Jeana Șerbănescu, ulterior la doamna Ligia Tidici foarte multă vreme. Sunt aceste două doamne, împreună cu magistrul titlul 2, sunt oamenii care mi-au înrăurit și care mi-au amprentat din plin devenirea mea culturală. Spuneați că ați cântat. Ce gen de muzică ați cântat? Muzică, chiar și copil fiind. Chiar și copil, muzică ușoară cântam. Adolescent fiind a venit la modă și... folcul? Nu. Folcul e mult, a apărut mult mai târziu în România. Eu, adolescentă fiind, a venit la modă folcul, da, aveți da, dreptate. Da, nu. Care m-a născut un pic mai târziu. Nici poveste, dar a venit și chitara, vreau să spun. Și așa se face că, iată, în ultimii ani de liceu mai chioleam uneori ca să mă duc cu trupa de teatru în turnee prin județ, prin orașele județului. Da, sigur că da. Ați glumit. Sigur. Oricum, totul era de o altă, totul altă și altă manieră la vremea copilăriei și adolescenței mele. Am urcat pe scenele din Târgu Jiu destul de des prin 68 deja. Eram
șeful formației de muzică pop-rock a Casei Municipale de Cultură din Târgu Jiu. Se chema, Menudic Group trupa, împreună cu Mihai Mănescu, profesor la ora actuală la Liceul de Muzică, cu Leonard Păsuiescu, fostul director al Liceului de Muzică și actualmente un de afaceri prosper, cu Vito Brand, Victor Brand, Vito, cum îi spuneam toți, cu Dan Hârsu, a pierit săracul la tobe, Victor, Vito la chitară bas, cu Viorel Urban, care ulterior a plecat la Circul de Stat din București. A fost o trupă faină, cântam într-o veselie și... Deci Casa noastră de Cultură avea trupă de pop rock. Da, da. Foarte interesant. 68, 69, până în 72, 3. Până în 73 eram deja, lucram, terminasem o școală tehnică de 2 ani de stenodactilografie în română, franceză și germană și lucram, măsurasem deja, da? Lucram și... La ce vârstă v-ați însurat? Iarăși o vârstă nerecomandată, la 20 de ani. Mulțumesc la fel. Da? Păi da, da. Chiar mai devreme. Mm-hmm. Tot nerecomandat. Da. Dovadă că acea căsnicie la mine n-a rezistat. Mulțumesc la fel. Să continuăm. Da. Bine, și a trebuit după aceea să renunț la această violon dengră, care era chitara și muzica în general, și să mă axez pe ce trebuia să mă axez, pentru că devenisem deja din 69 student al Facultății de Litere de Filologie pe atunci, din Cluj-Napoca, și mi-ajungea slujba și facultatea, pentru că am făcut la fără frecvență de prima zi până în ultima zi un lucru pe care îl apreciez foarte mult, pentru că mi-a dat posibilitatea să am lecturi organizate și profunde, a zice, și pe de altă parte să savurez tot ce însemna mediul intelectual, mediul cultural, că iată prin începutul anilor 70 deja eram membru al Cenaclului Columna, păstorită de magistrul Titu Rădoi, un om absolut extraordinar și care, o repet, și-a pus amprenta definitiv și definitoriu asupra devenirii mele. Și care v-a ținut aproape ani de zile. A început relația noastră cu două palme zdravene pe care și acum da? Le țin minte. De ce? Păi mi era diriginte și eu nu eram foarte comințel. Și a continuat pentru o prietenie frumoasă și caldă, pe care o simt și acum
în suflet și eu port maestrului meu. Și grație căreia în agenda culturală a județului Gorj este prevăzută în jurul datei sale de naștere. Nu e vorba de naștere, pentru că e născut, e rac ca și mine, născută cu două zile înaintea zilei mele de naștere, dar în jurul datei când se sărbătorește Sfântul Nicolae, hramul satului Câmpoveni, la care mergeam adeseori în familia lui Natitu. Și atunci, în jurul acestei date, este prins în agenda culturală a județului Gorj memorialul Titu Rădoi, care presupune, dincolo de existența în emisiunea pe care am avut-o de aproape două secole, nu mai știu exact, două decenii, mi se pare uneori secole, atât de pline de amintiri frumoase au fost vremurile acestea, la curtea cu prietenii. Dar nu numai acolo, ci și un pelerinaj la mormântul magistrului și o întâlnire cu copiii din Arcani și așa mai departe, sau din Câmpofeni, mai de curând. Și așa mai departe. Îți dau o veste bună, eu nu mai pot să mai urc atâtea etaje, însă probabil chiar din această lună se reia emisiunea. Extraordinar. Da, tot Curtea cu prieteni se va chema, tot cu vocea mea, dar realizatorul ei va fi fiul meu, Iani. Foarte frumos. Eu participând... Dați mai departe și aici. Da, aici. Eu invitat permanent la telefon. La telefon. La telefon, pentru că nu mai pot să mai urc atâtea scări. Sunt convinsă că radioascultătorii vor fi încântați să vă audă din nou pe să telefon. Sperăm, oricum lipsește enorm de mult microfonul radioului. Deci revenim cu emisiunea la radio. Mă bucur foarte tare să aud asta. Dar în afară de toate astea, printre picături așa, ați mai condus și activitatea Școlii Populare de Artă. Ați scris cărți, avem aici cărțile scrise de dumneavoastră, coperțile cărților scrise de dumneavoastră, imprimate în acest. Și avem aici două cărți ale dumneavoastră pe care le-am cules de pe masă, dar pe care le și am în biblioteca mea. Și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să citiți, pentru că citiți foarte frumos și recitați foarte frumos, o poezie pe care o vreți să o alegeți din una dintre cele două cărți sau o altă poezie pe care dumneavoastră o iubiți și din câte ați scris. Eu știu. Las pentru un final o poezie din cartea. Asta e cartea de poezie, poezie. Singura mea de carte de poezie, poezie, pentru că sunt extrem de pretențios cu mine însumi și de... Cred că sunt poate cel mai rău critic al meu. Și atunci am scris foarte puțin, dar am scris 8 cărți de poezie pentru copii. Asta fiindcă am rămas și îmi place să rămân în lumea lor cât pot de mult. Îmi dă energie, îmi dă tinerețe, pur și simplu. Și atunci pentru ei toate astea, nu știu, am mai spus-o poate... Cred că
o poezie închinată mamei mele, învățătoarea Tasia Gărbaciu, poet și dumneai ei, a publicat mult în ziarele și revistele Gorjene sau din Ardeal, unde a funcționat până în 40, când a venit împreună cu tatăl meu, s-au refugiat în 40 din Ardeal și a venit întâi la Rădinești în timpul războiului, iar imediat după război la Tănești. Da, Rădineștiul de Dănciulești, da? A fost acolo, a fost, mama mea a fost profesoara domnului profesor, eminentului profesor, a zice, Marin Arcuș. Și poartă o amintire foarte, foarte frumoasă mamei și, de fapt, și tatălui. Asta e, vorbeam de poezia, se cheamă Moștenire. Cum spuneam, dedicată mamei. O poezie de 10 versuri. Atât. Nimic pe lume nu-i mai sfânt. Nimic mai dulce, fătul meu. Cum este mierea din cuvânt, din limba în care Dumnezeu a hotărât ca să te naști, tu să veghezi ca să-ți rămână curată ca o zi de Paști în veci de veci limba română, iar când va fi să nu mai fii, s-o lași avere la copii. Ce frumos! Foarte frumos! Vreau să vă spun că niște răutăcioși ziceau cândva: ce caută, domne, Gârbaciu la școala populară de artă? Că Gârbaciu e profesor de român. Da. Ce rușine! Da. Și mă ce rușine că... pentru el. Și mă bucur acum că am dezvăluit viața dumneavoastră culturală, lăsând la o parte faptul că erați profesor de română, și putem arăta de ce sau ce căutați dumneavoastră la Școala Populară de Artă. Putem arăta ce căutați dumneavoastră în cultură. Și v-am spus asta ca să vă șochez un pic, nu v-am spus-o niciodată. Nu. E greu să mă mai șochez de ceva la vârsta asta. Cât sărim de la una la alta, vreau să spun că în privința asta eu m-am luat drept model și crez în viață, pe linia aceasta, spun. Un catren. Ea zice, da, catren e bine, nu e epigram. Un catren al lui François Villon, celebrul poet al evului mediu francez. Acesta-s eu și n-am cu nimeni treabă. La lumea asta nu găsesc niciun cusur să urle unii cât ori vrea eu fluier, și cui nu-i place să găsească rima. Da. Da. Da, mi se pare. Oamenii sunt curioși. Lumea artei este extrem de interesantă. Dar și de imprevizibilă, știi? La un moment dat eram
directorul Direcției pentru Cultură a Gorjului, Inspectoratul Județean pentru Cultură, cum s-a numit multă vreme, tot pe vremea mea s-a transformat în direcție. Deci am fost și consilier teritorial, șef și director. Și la un moment dat vine pe la mine, în dorința unei colaborări, un domn în vârstă și extrem de rafinat, rector al unei universități particulare din Ploiești, din Prahova, și văzându-mă pe mine puțin iritată, sau poate mai bine chiar iritat, după o dispută cu colegii mei de acolo, de la inspectorat, îmi spune: păi, domnule director, chiar nu știți ce a zis Schopenhauer, celebrul filozof german, despre artiști, despre oamenii de cultură? A zis mai multe, nu știu la ce faceți referire. Păi, domnule, a spus un lucru esențial: prin cultură, prin artă, omul nu devine mai bun, ci mai periculos. Pentru că își rafinează mijloacele de atac, mijloacele prin care se apără, dar prin care de cele mai multe ori atacă, mușcă. Și judecând, mi s-a părut la început un paradox. Spun: domnule, cultura, ce facem cu catarsis, nu, cu purificarea, prin artă, prin cultură? Din păcate, în cultură, în general, fiecare artist, fiecare om de cultură, când zic artist, de orice nivel, de la, dacă luăm muzicienii, de la mari muzicieni, dirijori, compozitori, până la lăutarii de rând, așa, în teatru la fel, în arta plastică, și mai abitir. În poezie cu atât mai mult. Așa, sigur că da. Și e deja o constantă, a spune, pentru, indiferent de genul de artă, de cultură practicat, că aici fiecăruia îi se pare că este cel mai bun, cel mai talentat, cel mai de succes, cel mai devreme acasă, ca să zic așa, toate calitățile din lume, iar ceilalți, cum zice, să zicem, lăutarul, niște boccii, așa. Actorul, niște cabotini, poetul, niște scârța pe hârtie, niște versificatori mărunți, exact. Și așa mai departe. Și fiecare are cea mai bună părere despre el. Da, sigur, că muncește de să rupă, că are succes, domne, și numai că, iată, confrații, viziune. Sigur, dar confrații sunt cei care mă sapă. Până la urmă e vorba de o... Dincolo de asta, trebuie să te obișnuiești cu astea, pentru că al minteri e ajuns la balamu, nu da. Alta. Dar, dincolo de orice, există totuși între oamenii de cultură, veritabil, oameni de cultură, există o solidaritate deosebită. Și o recunoaștere a calității celorlalți. Sigur că da, sigur că da, iar cum se întâmplă în viață de cele mai multe ori, cei mai agresivi sunt cei care nu pot să ajungă cei acolo. Cei de duzină, sigur. Cei sigur. Care nu pot să urce sigur, până sigur, acolo. Sigur, și atunci este fierea din organism care răbubnește și care
în Brașov. Însă... Eu zic... Și acum să trecem mai departe, nu? Ajungem la Școala Populară de Artă. Eu zic că dumneavoastră aveți calități și ca om de cultură. Și dați-mi voie să-mi permit și eu să apreciez și ca om de cultură și ca foarte bun manager, pentru că, până la urmă, această, nu vorbim de Direcția de Cultură, unde totul e vine de la minister, totul e clar, totul e prestabilit. Pe vremea mea nu era așa. Nu era așa. Acum cam așa e. Acum așa e, pentru că Direcțiile pentru Cultură fac orice în afară de cultură. Adică, practic, prin lege, atribuțiile lor sunt strict din domeniul patrimoniului, da, imobil și mai puțin în patrimoniul mobil. Dar în special, practic, sunt niște oficii de patrimoniu, da, de pe vremuri. Nu mai sunt direcții de cultură. Nu le este interzis să se implice în mișcarea culturală, în agenda culturală unui județ și așa mai departe. Deși sunt direcții de cultură. Să financeze nici poveste. Și acum să venim, chiar dacă și la Direcția de Cultură atunci se putea face mai mult de... Nu, vreau să vă spun, chiar mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pe vremea când, de pildă, eram director al Direcției pentru Cultură, am avut și șansa formidabilă să, să contribui din plin alături de... de ministrul și prietenul meu de atunci, Ion Caramidru, la mai punerea... prietenul dumneavoastră? Ba da. Așa am înțeles din exprimare, prietenul meu de atunci. M-a referit ministrul de atunci și prietenul meu. La punerea pe verticală a coloanei am adus un sediu pentru un mic palat al culturii, actualul sediu al direcției, dar și al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Și cel puțin vreo 30 din evenimentele importante din agenda culturală a județului Gorjie au fost și au începutul atunci, în perioada aceea, ca inițiative ale mele. După care ați venit la Școala Populară de Artă să conduceți aici activitatea și vreau să vă întreb câți ani sunt de atunci. Deci de câți ani sunteți directorul Școlii Populară de Artă? Peste două luni, 10 ani. Mulți înainte, să zic eu, ca să mă înjure cei care candidează pe postul dumneavoastră. A, nu, nu candidează cu mine. Pe postul dumneavoastră. Da, pentru dumneavoastră. Pentru post. Pentru postul dumneavoastră. Sigur. În acești 10 ani, tocmai pentru că zic eu, Gârbaciu are ce căuta la Școala Populară și are ce căuta la Direcția de Cultură și are ce căuta în Cultura Gorjului, chit că e profesor de română, cum se spunea, în acești ani Școala Populară de Artă a crescut. Câți elevi aveți acum? 1936. Și comparativ cu celelalte din țară? 1936 de elevi la sediul central din Târgu Jiu și la cele 38 de secții externe din tot atâtea localități din județ. Câte sunt în general? Știu că am scris odată un articol și comparam cu celelalte școli din țară. Nu se poate face niciun fel de comparație. Adică, de ce? Păi pentru că, iată, avem activitate cât au probabil toate casele, toate școlile populare de artă din Oltenia. Dincolo de faptul că pe lângă activitatea de bază, care ține de educația permanentă, nu de învățământ artistic, educație permanentă, pentru că se face ceea care se face pe parcursul întregii vieți. Aici un elev de-al nostru, un cursant de-al nostru, un copil care
vrea să învețe să cânte la vioară. Nu? Și are 7 ani, 8 ani. Poate să fie coleg de clasă, da? Cu un profesor universitar de aici, să zicem de la Facultatea de Drept, care vine pur și simplu pentru că vrea să învețe să cânte, îi place, iar plăcea să cânte la vioară, nu? Sau la pictură. Avem la pictură câteva doamne și domni aproape de vârsta pensionării sau chiar depășind vârsta asta, care vin acum după ce toată viața și-au dorit să, și-ar fi dorit să învețe să picteze și vin să facă lucrul ăsta. Sigur că e foarte frumos, iar paleta este extraordinar de bogată a activităților noastre. Și trebuie să spunem și faptul că aveți elevi și din alte județe ale Vin. Nu numai din Goci. Sigur că da. La clasele de canto, de pildă, vin foarte mulți din Mehedinți aici. Performanțele ne recomandă, nu altceva. Ștefan Popescu, la clasa sa de nai și de fluier și de atâtea instrumente și pseudo-instrumente, da. Aerofone, deci de suflat, are elevi care vin din București, din, să zicem, din Dolj, de undeva din sud, din Vâlcea și așa mai departe. Pentru că omul sfințește locul. Și mă bucur că alături de toți colegii dumneavoastră ați pus umărul și ați făcut o instituție care putea să și doarmă, nu? Putea să și doarmă. Deci să ne înțelegem. Că e instituție publică. Să ne înțelegem. Când am venit aici, în 2004, erau 14 secții externe. Sunt 38. Da? Când am venit aici, era un... Se chema un ansamblu. Poftim? Cam câți elevi aveați atunci? 700 și vreo 40. Și acum 1900. Da. Deci mai mult decât dublu. Sigur. Aproape triplu. Aproape triplu, categoric. Mai mult. Era un ansamblu micuț care se chema Rapsăuzii Gorjului. La exact un an după instalare au apărut aici ansamblul folcloric Maria Lătărețu, care are, iată, am sărbătorit în martie 9 ani pentru un concert televizat, 9 ani de existență, a apărut și care la urma urmelor sună mai bine decât foarte multe ansambluri profesioniste din țară. Nu cum sună ansamblul Doina Gorjului, absolut de acord, pentru că Doina Gorjului este probabil la ora actuală cel mai important ansamblu folcloric al țării. Dar oricum onorabil și pentru un ansamblu profesionist. Noi nu suntem profesioniști pentru că ai noștri sunt profesorii profesioniștilor, nu-i așa? Noi pregătim aici și atâția oameni de la noi au trecut dincolo la Doina Gorjului, din absolut toate domeniile, și dansatori, și muzicanți în orchestră, și soliști vocali. Sunteți pe piniera profesioniștilor. Sigur că da. Și nu numai la Doina Gorjului. Mai mult decât atâta. Iată, tot din 2005, deci la un an după instalare, a apărut Teatrul de Păpuși Profesionist, Pinocchio, cel care încântă copiii Gorjului de pretutindeni. Mergem până în ultimele state din Gorj. Tot în 2005 a apărut în stagiune permanentă Orchestra Târgu Jiană de Cameră Lira Gorjului, singura formație, sigur,
Nu, firește, a reînviat, dar a apărut în stagiune permanentă de spectacole și concerte. Așa. Pentru prima oară în existența sa a apărut ca având o ritmicitate stabilită în privința reprezentațiilor sale înainte, fie recitaluri instrumentale, 1-2 soliști și așa mai departe. Orchestra însă cu tot ce înseamnă asta e de atunci și iată, parcurgem a noua stagiune, din toamnă începem stagiunea jubiliară, a 10-a stagiune și la Teatrul de Păpuși și la Orchestra de Cameră și firește la Ansamblul Maria Lătărețu. Asta e și bun. Oamenii școlii sunt niște oameni excepționali și bazându-mă pe ei și împreună cu ei am făcut lucrurile astea. Așa ceva nu se poate face de unul singur. Trebuie înțelegi? O echipă da, unită. Sigur că da. Și asta a fost cu rare și absolut episodice ocazii când au apărut disfuncționalități sau mici sincope sau mici chereli, cum zice francezul, adică certuri, mici scandaluri, așa, furtunii... Ca între oamenii de cultură. furtunii într-un pahar de apă și cu apă. Să nu spun că nu sunt singur. Iată. Cel mai important grup vocal feminin din țară, Măriile Gorjului. 60 de fete îmbrăcate în costume de patrimoniu, de înnebunești numai când le vezi cum îi rump în scenă și cântând din cântecele Mariei Lătărețu, patroana spirituală a ansamblului. Sau grupul bărbătesc ca la Gorj. Sau iată creație a colegului și prietenului Ștefan Popescu, grupul de fluierași și naiști Jiana. Toate astea sunt lucruri care se petrec aici. Și am spus numai, suntem, activăm în agenda culturală a județului Gorj la un număr remarcabil, peste 75 de evenimente culturale. În agenda asta culturală am înființat un număr impresionant de manifestări realizate împreună cu autoritățile publice locale. Sunt cel puțin 12 festivaluri folclorice inițiate de noi împreună cu autoritățile publice locale din satele, din comunele și orașele Gorjului și așa mai departe. Iată lucruri realizate aici în școală, meșterii populari pe care îi avem și care fac niște lucruri de valoare excepțională. Pur și simplu, suntem de alminteri într-un fel cei care oferim oaspeților de mare vază care vin să viziteze Gorjul la nivel de ambasador, de delegație străină și așa mai departe, prin și pentru Consiliul Județean Gorj obiecte tradiționale cu care acești oaspeți dragi și importanți părăsesc Gorjul și țara lui Brâncuși.
Sunt atâtea lucruri. Eu n-am nevoie. Pare rău că suntem la... Și o fac doar pentru că suntem la un ceas de bilanț. Dar al minteri n-am de ce să vorbesc eu pentru asta, pentru că... Faptele vorbesc. Faptele vorbește. Da. Domnule Viorel Gâlbaciu, dați-mi voie să vă felicit în numele celor care au nevoie de cultură în Gorj. Să rămân. Pentru tot ce ați făcut și veți face în continuare pentru cultura Gorjului și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la Viața Gorjului. Cu tot dragul. Dragi telespectatori, și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi până acum și ne-am bucurat să vi-l putem prezenta pe omul Viorel Gârbaciu. La revedere!